Au început cea mai frumoasă lună din an, iar ajutoarele moșului au ajuns astăzi la toți copiii din unitățile de învățământ ale comunei Breznița de Ocol. Primarul comunei Cătălin Drăghici, alături de viceprimarul Anidora Mucioniu, le-au adus zâmbetul pe buze celor mai mici locuitori ai comunității lor. Se apropie cu pași repezi Sfânta Sărbătoare a Crăciunului și în acest an mesagerii lui Moș Crăciun au ajuns la copiii cu minți din comuna Breznița de Ocol, cărora le-au oferit cadouri. Inițiativa a aparținut primăriei, autoritățile locale păstrând vie această tradiție. Primarul comunei Cătălin Drăghici a dorit și în acest an să aducă bucurie în sufletele micuților din comuna sa, pentru că deja a devenit o tradiție pentru comuna Breznița de Ocol. Moș Crăciun a vestit și anul acesta începutul sărbătorilor de iarnă. Pe lângă feria de lumini și culori, colinde îndrăgite, o serie de surprize au fost pregătite special pentru a creiona atmosfera de bază specifică acestor sărbători. Mă bucur că și în acest an am reușit să aducem bucurie pe chipurile copiilor. Acest proiect a devenit deja o tradiție. Toți copiii din unitățile de învățământ ale comunei Breznița de Ocol au primit cadouri dulci de la Moș Crăciun. Vă doresc sărbători fericite! A transmis primarul comunei Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici. Reprezentanții unității de învățământ au fost extrem de încântați de inițiativa primăriei și a Consiliului Local de a face o surpriză micuților în pragul sărbătorilor de iarnă. Cu tolba încărcată de plăsuțe pline ochi cu dulciuri, ajutoarele moșului au mers astăzi la toate unitățile de învățământ din comună pentru a lăsa cadourile din partea lui Moș Crăciun. Primarul comunei Cătălin Drăghici va continua această tradiție și în anii următori pentru toți copiii din comuna sa.